PNL și-a dat astăzi mâna cu PSD pentru a trece prin Consiliul Local proiectul care prevede amenajarea la Constanța a unei alei a celebrităților, similară Walk of Fame de la Hollywood. Proiectul a trecut cu 18 voturi pentru și 9 voturi contra venite din partea USR. Primarul Vergil Chițac spune că vrea să vadă acum dacă acest proiect ar fi posibil să fie implementat și cere o comisie care va analiza toate procedurile și va decide în final dacă aleia celebrităților va deveni realitate. Constanța Ocofei ar costa bugetul local peste 4 milioane de dolari.